zi, avem aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 23.03.2016, proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea bugetului local pe anul 2017, proiect de hotărâre privind folosirea sumei de 280.000 lei din excedentul bugetar pe anul 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, extindere alimentare cu apă, strada stadionului. Proiect de hotărâre privind folosirea sumei de 48.000 din excedentul bugetar pe anul 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, lucrări, refacere, drumuri locale aferente, afectate calamități. Proiect de hotărâre privind folosirea sumei de 250.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, întocmire documentației, depunere proiect PNDR 2014-2020 sub măsura 7.2 infrastructură rutieră. 6. Proiect de operare privind folosirea sumei de 75.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, creșterea eficienței energetice la școala numărul 1 din localitatea Cleja. Și mai avem un suplimentare pe ordinea de zi. Proiecte având în vedere... Așa. Proiect de operare privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Cleja a unor bunuri, având categoria de folosință terenul intravilan. Cam astea sunt. Începem cu primul proiect de hotărâre. Să supunem la vot, de fapt, procesul la ședinței extraordinare din 23.03.2017, dacă cumva are cineva ceva de menționat. Dacă nu spune cineva votare. Cine este pentru? Ordinea de zi cu suplimentare. Asta. Cine este pentru? Primul proiect este proiectul de hotărâre privind analizarea și aprobarea bugetului local pe anul 2017. Dacă sunt ceva probleme, oricum, chiar de nu sunt... Altă întrebare mai aveți? Bun. Deci, așa cum știți, în fiecare an, la fiecare capitol aveți salarii, bunuri, servicii și investiții, unde-i cazul. Nu mai apuc să vă zic acum la fiecare ce am pus al bani de lumină, gaz, apă, material de curățenie. Încep așa, prin fiecare capitol să trec un pic, dacă aveți nelămuriri, mă opriți și mă întrebați. La primărie am trecut... avem, deci în afară, din carburant pentru Duster... Numai o secundă. Sumele au fost cele de anul trecut, adică în fiecare an s-a pus o anumită sumă. Cam merge la cheltuieli de materiale și de acolo s-au luat toate, sau pur și simplu s-au trecut diferențele de sumă. Adică anul ăsta am trecut, știți că avem făcut registrul spațiilor verzi. Avem dat băgat banii la zilele comunei, am pus banii care au discutat în ședința din anul trecut, banii la GAL. Avem dobânzile la bănci, transferul la Consiliul Județean pentru persoana cu handicap, care știți că o avem în fiecare an și acolo primim adresa, ați avut și materialul ce trebuie să prindem. La ordine publică, la ISU, în plus față de anul trecut, trebuie să facem ISU la școli, să pregătim documente, să obținem autorizații pentru școli, pentru clădiri. Și clădirile, fiind la primărie, trebuie să suporte primăria. Ca costul undeva la 60.000 de lei, cu tot cu TVA, pentru fiecare, deci facem școli, grădinițele, presupune scenariul la securitate, la incendiu, verificare, și proiect faza DPAC și PTH pentru fiecare clădiri în parte, ca să poată să obțină avizul la ISU. Pentru clădiri au termen ca să obțină, să poate ca să nu închidă școli. Așa, la bibliotecă, în afară de iluminat și ce s-a făcut aici la sala de ședință, s-a cumpărat masa asta anul ăsta și dacă se mai cumpără pe viitor ceva, dar n-am prins decât strict masa. La centru cultural, în afară de lemni, material de curățenie, aveți contractul cu muzica pe lună și aveați o cerere de finanțare și la dosar de la domnul de la Secem Music and Dance să-i ajutăm să cumpere, să aibă toți copiii aceleași papuci.
că fiecare vine încălțat cu cei așa. Din oferta Domnului ies undeva la 5.500 de lei. Pantofii aia ce vor ei să cumpere acolo pentru toți, ca să ai toți la fel. 5.000 de lei este o sumă mare, eu i-am spus lui. Practic, el a prins toată costumația, nu numai papucii. Și am zis, bă, ne rezumăm strict la... Da, eu știu că am vorbit și am... Deci, cât e 70-80 de lei o pereche de sândăluțe, ca să spun așa. Dar poate vor să cumpere ceva tradițional. Păi nu, vor să cumpere 15 dans pentru bărbați, 15 perechi ori 160 de lei, pantofi dans pentru femei, 15 perechi ori 98 de lei, chimir pentru bărbați, 15 bucăți ori 110 lei și o pincuție pentru soliști. 10 perechi ori 55 de lei. Pincuție. Dar nu este scump. La 52 de milioane, ci o... Adică, da. O zi, domnule, nu putem să luăm la unii și ceilalți nu au altă. Adică eu am prins, da, dacă aprobați, aprobați. Dacă nu dăm jos. Am prins 40.000 la sport, bani care s-au discutat și la ședința de consiliu local. Bani de încălzire, bine, pentru diferența care o avem de primit, mai este o rămășiță de vreo 4.000 de lei pentru cei care întârziați, care vin mereu și de până luna decembrie și au și pentru o lună, două. Și plus încălzirea pentru ajutorul social, care se dă din bugetul local. La, pentru apă am prins taxa ADIP care trebuie să o plătim, plus ce avem cu domnul Stoicescu? Avem de făcut documentația pentru apa română la extindere alimentare cu apă strada stadion. Acolo avem cheltuielile. La iluminatul public, consumul care se face pe lună și cea mai, avem alte cheltuieli. Un echipament la electrician ar trebui cumpărat, să ai un echipament dotat, că tot se leagă din noi ăștia care vin în control, că îi furcă omul tehnic și protecțion și așa. Și plus stâlpii care i-am trebuit să-i, când am preluat iluminatul public, trebuie să plătim stâlpii aia, vreo 12.000 de lei. Nu stâlpii, deci ca să spun aici, practic când am preluat iluminatul public, toată investiția, deci ce a fost stâlpi, lămpile și toate, au fost amortizate, practic. Noi ce am plătit cutiile astea de... de automatizare pentru aprinderea toate cutiile de la. Și asta au costat 12.000 de lei pentru că ei au scos din calculator ce a fost amortizat și ce nu a fost amortizat. Deci, practic, asta. Și toată suma asta a fost 12.000 de lei. Adică ce am plătit noi la preluarea iluminatului. Așa face. La ora 12 se... Care este problema, fenomenul? Că de multe ori am observat la 12 noaptea fixă se oprește lumina 5 minute. Nu 5 minute, 1 minut se oprește. Domnul. Calculatorul. Așa lucrează calculatorul peste tot. Probabil ăsta e fenomenul. Nu dau seama de ce trebuie. Nu dau 1 minut, atât. Nu știu ce puțin pe traseul meu. Pe toate traseele. Pe toate traseele. Da. Când se întâmplă la vale, de la Bersani, mai la vale, când încoace, când de e vorba. Deci la 12 cum se oprește. Probabil, dacă e vorba de un minut. Atât, nu e. Câteva minute, nu durează mult. Ce, pleacă. O să-l întreb. Băiat, o să care cum ce înseamnă că programarea e făcută. Așa e programarea făcută. La salubritate avem taxa DIS și taxa mediu pe care trebuie să o plătim. Adică acum am plătit taxa mediu pentru anul 2016, undeva la 1.500 de lei, când colectăm selectiv, nu știu ce, de anul ăsta, o să vedem cum intră în factura la somă și o să ne rupă că plătim, nu mai plătim la cât trebuia să selectăm, să facem selectiv gunoiul, ci la cât luăm gunoi din sat, la atâta vom plăti și taxa la mediu care trebuia plătită și undeva la 150 de lei pe tonă. Deci selectăm 100 de tone, ia gunoi 100 de tone, mai ne punem cu 100 de tone taxa mediu. Pentru că nu selectează, asta e venită de la fondul de mediu, o pune primăria Bacău către firma de salubritate și firma de salubritate le facturează nouă. Deci la o să avem facturi dublu. Acum nu știu aici ce am putea face, pentru că ei ne taxează pe noi, dar ei nu colectează acest gunoi cum ar trebui să colecteze, adică să facă o colectare selectivă. Noi ne străduim și acum am primit, de exemplu, doi băieți de la 416 și să vedem fiecare
pubelă în parte, ce are înăuntru. Unde e pubela grea? Să pur și simplu să nu o iei. Pentru că la ora actuală, noi nu acoperim cheltuielile cu ce colectăm noi de la gunoi. Și nu știu ce o să facem, și ieri am anunțat și pe altul biserică, domnule, hai să încercăm. Eu în față fac curățenie, din urmă vin și găsesc aceleași probleme. Nu se... N-ai ce fac. Am colectat toate păraiele, toate peturile, le-am strâns. Încercăm pe toate căile, mai vorbiți și voi cu oamenii. M-am dus, uite unde este domnul consilier, la Pepărău, acolo. Fiecare scoate frengile, tot, până în sus la Botan, toată marginea Pârâului este plină. O femeie de la 416 a golit sacul sau în cea strâns toate alea la mine pe Pârâu. Deci a fost văzută. I-am zis, bă, dar spune-mi numele. Păi, era o femeie care lucrează la primărie. Vă arăt grămadă de gunoi acolo. Deci... Noi îi adunăm. Noi adunăm. Deci o adunat în ceva, o intrat în Pârâu și o adunat. Săptămâna trecută. Și tu te-ai dus să vezi acum cum nu, este. Eu am văzut gunoiul ăla. Am văzut gunoiul ăla. Și acum e acolo gunoiul ăla. Și acum e acolo. Înseamnă că de la 4... Așa? În dreptul lui Ionel Dem și acolo. Și femeia lui Ionel Dem și au zis că, bă, eu am văzut când o tunat, dar... După aia m-am gândit, trebuia să mă uit cine-i femeia. Păi da, și era o femeie. Da, afară, adică cum să spun eu, dar nu se poate... Spune cine-i persoană. O zis... După aia o realizam că ce-a făcut femeia. Nu eu am văzut grămadă, aia a zis că, voi, eu vin vreunul cu roaba și... Da. Dar da, o să le prelucrăm, o să mai vorbim și cu ele, un pic de atenție. Am mai avut un asemenea caz în altă parte, încercăm să luăm măsuri. În ziua respectivă, toți cei care erau în ziua respectivă, le-am luat ziua, adică în sensul le-am tăiat ziua, pur și simplu. Că au mai fost o situație de genul ăsta. Adică noi punem să adune și pe spate... Și punem ei acolo, unde eu fac curat tot. Mă trezesc cu roaba din gunoi acolo. Da, era dintr-un șar. Ca la Valea Națională, au curățat șanțul dintr-o parte și l-au pus la tata în față. E, acolo era altă problemă, cred că trebuia gură să îndreptăm puțin. Era groapa aia acolo și nu în groapă, ce în colțul sus acolo așa, la vecina. Știi cum să spun, oamenii ăștia pur și simplu sunt foarte limitați, ca să spun așa. Trebuie să stai lângă el și uite aici am pui. Dacă îi spui, băi, pune unde vezi, adică el nu se orientează deloc, asta vreau să spun. Ei sunt limitați. Trebuie să stai după ei, că altfel nu faci treabă cu ei, asta este problema. Trebuie de mers pe traseu și explic odată, bă, tu dacă faci aici, sau cine faci, indiferent da, cine, aici nu este... Nu poți să-i explici cum. Dar nu, odată îi spui și sănătate, dar chiar îi spui. Am mai spus într-o asemnătură că de-a faci. Acolo nu e anapta, dar nu acolo. Da, nu ți-a spus nici nu. Nu, e nevoie. În afară de trezire, aveți mâncarea care se dă la copii, lemnele și finanțarea la PSC care a fost la 24.000 de euro. La drumuri, deci carburant la, da, la bulă de salvator. La alte cheltuieli ce am mai pus, am cumpărat niște indicatoare de la Național, semafoarele astea, ce sunt alea așa. Plus o să vină o facturică pentru dezăpezirea 2016-2017. Ce-a fost? Făcut că noi n-am plătit încă nimic, dar știu că a fost oare eu facturică, nu știu să vă spun cât am prins acolo. Și împrumutul. Și piețe de schimb pentru buldoi excavator. Cam asta în principiu și aveți la investiții. Deci am prins lama la dezăpezire, știți că am pus și anul trecut, dar nu s-a finalizat pentru procedura, că a fost deschis. Din scurt, trebuie dusă mașina noastră la montaj la Băcescu acolo. A fost din scurt cu timpul și nu a avut timp, deci banii s-au dus înapoi în excedent. Acum le luăm din nou lama de dezăpezire. La fel și cu SF-ul plus PT-ul pentru podul la Versani. Nu s-a finalizat anul trecut, știți că n-am plătit nimic. Acum a venit domnul și a predat SF-ul, nu? Doar atât. Și plătim pe diferențe în funcție de cum ne predă. Se face planul urbanistic general, 220.000. Trebuie să prindem diferența banii aia care i-am prins pentru inundații, care ni s-au dat aia 93.000, dacă țineți minte. S-a făcut o parte din lucrare anul trecut, dar când a venit frigul nu s-a mai putut continua. S-a oprit lucrarea, diferența de bani s-a dus în excedent, acolo reluăm de acolo și o ducem unde trebuie, tot la locul, undeva la 48.000, diferența care mai e de executat și de plătit.
Continuăm proiectul PNDR cu infrastructura rutieră și am pus alimentarea cu apă în semilucrarea la starea stadionului. Știți că am plătit anul trecut proiectarea, anul ăsta vrem să o facem undeva la 280.000, atât ai devizul, pentru extinderea apă la strada stadionului, dar solicitează și acolo funcție. Eu trebuie să trec de vizi. Și mai aveți proiectul ăsta nou cu POR, eficientizare energetică pentru școala numărul 1, adică asta termin. Domnul primar vă poate da mai multe... Deci, ca să intrăm, să avem toate avizele, toate acordurile la școală, vrem să modernizăm această școală. Noi am depus, ce fapt, eu am depus și la CNI, la PNDL, știi? Da. Acum. Dar am înțeles că bani nu sunt. Așa că mergem pe POR, pe fonduri europene, că pe PNDL sunt bani guvernamentali. Bani, așa că ei spun că aduceți proiecte, dar bani nu sunt. Și atunci mergem pe fonduri europene. Am depus și acolo, dar cel mai sigur sunt banii europeni. Și facem numai o singură școală, pentru ca să obții punctaj, școala trebuie să aibă un anumit număr de copii, să nu aibă WC-ul, să nu, adică ca să ai punctaj. Dacă mergi la o școală mică unde ai 100-200 de copii, nu e punctaj degeaba de pui, nu faci studii și faci proiect degeaba. De asta am mers pe POR. Încercăm să facem această școală. Cam... Da, menționez, deci excedentul anului 2016 aveți 1.530.344, adică undeva la 15 miliarde lei vechi. Din care, din total, investiții 285.000 aveți din bugetul urban, buget local, restul 653.000 din excedentul anului 2016. Și la școală, știți, am luat banii din abetă, burse și pomul de Crăciun din banii din bugetul local. Întrebări dacă aveți. Mai exact la școală, ce se vrea de făcut? Trebuie să face o modernizare a școlii complet, adică de la capoală, de la izolația termică până la acoperiș, ca să spun așa. Inclusiv schimbare de bănci, schimbare mobilier, schimbare parchet. Deci o școală modernă, așa cum deci, se face. Nu e asta să le faci. E aici. Da. Acum, dacă nu aveți, sigur, toate aceste investiții bani sunt aproximați. Dar o să încercăm, în afară de ceea ce a spus Alina, și ce banii care sunt priși, va trebui să facem camere de luat... De supraveghere. De supraveghere, dar pentru că n-am avut până acum, pentru că n-am avut bugetul aprobat, n-am putut să facem acest studiu, acest proiect, să vedem cam cât costă. Eu am, ca și am estimat la 1,5 miliarde. Și aș vrea să facem, să punem cât mai multe camere ca să scăpăm și de gunoi. Pentru că dacă ai cameră, vezi că astăzi strângi gunoi, mâine la fel e la loc. Deci trebuie și poția și cu gunoi. Practic asta trebuie să rezolvăm noi pe plan local aici. La fel, o să trebuiască să cumpărăm niște tuburi, pentru că la drumuri. Avem, de exemplu, cele două poduri la Buda, la școală. Ați văzut podul surpat. Nu știu cum să facem ca să... Ori vorbim cu un drumar, într-adevăr, să ne facă proiect fără autorizație de construcție. Nu poți să faci aceste poduri, deși aparent că sunt super simple, dar n-ai voie să torni un gram de beton dacă n-ai autorizație de construcție, ca să spun așa. O să trebuiască să le facem și podul ăsta de la Cleja. Și ăsta e surpat, tot e rupt și aici. Deci avem trei poduri. După care, aș vrea să băgăm niște tuburi jos cum coborăm. Apa acum vine și intră pe terenul de sport, de la domnul Joca de acolo, și să încercăm să dăm drumul apa care vine de pe Berța, să se ducă tot înainte până la șosea, să nu mai vină și să inunde terenul. Aici o să trebuiască să băgăm și acolo un tub gros. După care, mai sunt tuburi aici la deal, când s-a făcut, să nu mai vină apa care coboară de sus de pe Berța, vine și coboară și vine până la primărie aici așa, sau omoară aici școală, vine peste școală aici așa. Și atunci să băgăm și acolo un tub ca să meargă pe Jodoghina de la Cada. Așa, pentru că traversat acolo. Să traverseze. Deci mai avem câteva, unde m-ar mai fi? Mai sunt... Mai este la top și acolo, că apa care vine de la Crejuța. Mai avem la Somușca o stradă care n-are, la fel,
o uliță unde la intrare n-ai tub. Aici unde am făcut drumul și unde pornim la vale și acolo să trebuiască să băgăm un tub. Eu am să vorbesc cu proiectanții, dar un tub costă în jur de 10-15 milioane, atât de 800. Decât să faci pod, cu proiect, cu toate, mai bine ai pus un tub și fără proiect. Și costurile sunt mult mai mici, de asta vreau să spun. Am aduce un 10-20 de tuburi, o mașină de tuburi și după aceea le pun unde ai nevoie. Bineînțeles, totul ca la carte, ca să spun. Cum? Beton, tuburi de beton care stau cu demnul și să ai o rezistență ca să poată trece mașină. Și în PVC-ul putem să ne uităm la vezi, dacă eu vorbesc ca și sumă ce vom face. Voi analiza cu ingineri care sunt în domeniul respectiv și care ne vor sfătui, adică ne vor spune, domnule, tu, ăsta e mai bun, adică nu duăm, nu iau din capul meu, știi? Să vină mai gros în carne ca să nu fie surprins. Da, la fel, ce lucrări o să mai fie? Să sperăm, până la urmă, pot la capăt cu sus la... cu iștoc acolo, știți, cu podul ăla care... Și acolo să trebuiască să facem un pod, dacă vrem să facem drum pe dreapta unde stă și domnul Voidoc. Ideea, sigur, am ăsta nu o să reușim tot să facem, dar dacă până în iarnă, totuși aș vrea să nu mai trecem peste fărău, pentru că se taie cauciucurile, adică mașinile au probleme când trec iarna la îngheț. La fel, dacă trecem peste fărău, nu putem mări albia părăului, pentru că atunci ne inundă. O să trebuiască să găsim soluții și aici, ca să... Acolo ar trebui un pod mic, n-ar fi costurile atât de mari. Trebuie să găsim soluții. Dar v-ați scos terenul la vânzare, cât cere pe ea? Nu v-ați interesat, poate? Sunt oameni foarte dificili, nu prea... Știu că au scos... Dar să cumpere primăria terenul, pă, dacă nu vă puteți să înțelegeți. Dar nu, că eu mă înțeleg, până la urmă n-au un control, pentru că, eventual, eu spun... Credeți că așa au fost cu primăria terenul? Nu, eu pot să-i expropiez. În prima fază, ei au făcut carte funciară până jos la părâng. Conform titlului de proprietate, ei sunt mai sus cu terenul. Eu încerc să fac cu vorbă bună, dacă nu, merg și fac o poziție la cartea funciară, ca să nu poată vinde, dar încerc o repoziționare. Și eu o scot la capăt cu ei, fără prea multe... Dar un pic de stres, asta este, până la urmă. Na, mergem, ne certăm. La fel o să fie aici cu... Avem o problemă care Lenuța între ei o prezintă și după aceea... Dar de fapt mergem în continuare, acum să închidem cu bugetul. Dacă mai sunt probleme. Da, dacă mai sunt probleme de bugete, singur în timpul anului mai apar alte lucruri pe care le supunem atunci la vârf. S-a primit ceva pentru drumul ăsta de la Somușca? Aici sunt probleme. Deci, eu când am fost... A venit doamna Șaie. Dacă nu râde, dacă te duci în fiecare zi de 3-4 ori la deal la Somușca, atunci ai întrebat în fiecare zi. Păi, eu v-am explicat așa. Unde 3-4? Adică ar fi ușor, mă duc cu buldo și pun acum. Păi, uite. Dar e chestia, gândiți-vă că dacă au primit Consiliul Județean bani inundați cum am primit și noi, nici ei n-au terminat lucrarea, că n-avea când, banii au venit foarte târziu. Ați văzut că nici noi n-am finalizat lucrarea partea cu investiții. Consiliul Județean a primit bani pentru drumul ăla, să vină să-l facă. Băgăm și noi bani, bagă și ei, după aia... Dar nici n-avem cum băga. Noi am putea doar să trimite excavatorul din Bulea, excavatorul din Cămnătă și să îndrepte... Să mai îndrepte cocoașele alea. Cocoașele alea. Sunt niște cocoașe de... Da, o să îndreptăm cocoașele. Săptămâna, chiar săptămâna asta să-i spun, să meargă în pălit, merge bicele sau cineva merge de la noi și să iei cocoașele să îndrepte ca să nu fie locurile alea. Dar investiții nu putem face. Domnul primar, la alte comune au făcut cereri spre Consiliul Județean ca să scoată din custodia Consiliului Județean drum și să intre în custodia primăriei. Am discutat, știți, când a venit atunci președintele Consiliului Județean și eram tot de față, noi am propus chestia asta și a spus atunci dacă putem face un parteneriat, nu știu dacă putem scoate, pentru că
drumul este județean tocmai din de la Bacău, nu? Porțiunea asta de aici. Păi da, dar nu știu dacă poți să întrerupe un drum, că din drumul meu de acolo până acolo începe drum județean. Drumul ăsta vine de la Salată. Știu de unde vine. Vine și unde se duce. Se duce la Ciucan. Dar sigur o să trebuiască să mă duc și să... Nu știu. Eu vreau să spun că acest drum nu merge reparat, ori îl faci ca coadă, pentru că m-am uitat, e crăpat de sus până jos. E crăpat tot, ce să mai... El a dat de făcut treburi de copertat tot. El a fost un drum electoral ăsta, într-o noapte s-au făcut, și, dar nu s-au făcut, ca să spun așa, baza drumului, cum se face, știi? Da, fost, ca să dai jos... Acolo ai izvoare, ai izvoare. Ai izvoare. Ai izvoare, dar trebuia... Rigole făcute, trebuia făcut ca lumea, știi? Asta a fost atunci făcut, acum n-ai ce face, în mod de-aia nu poți repara. Eu, singurul lucru este să dai totul afară și să faci mai multe. Da, dacă mai sunt mai discuții, după ce trecem la vot, cine este pentru? Să scriu un lucru, faci un fel de pe mine. 15 voturi pentru? Da. Cum e bun de asta, așa. Da, următorul proiect... Eu am prezentat fiecare investiție, dumneavoastră acum faptul că e din excedent, trebuie să aprobăm, facem hotărâri separate, așa le cer la finanță. Deci doar de aprobarea proiectului de hotărâri, de excedent. Deci, pentru că zona din, de la Buda, de acolo așa, el a fost, această zonă a fost prinsă și când s-a făcut alimentarea cu apă și... Dar nu știu de ce nu s-a făcut, nu intră mâna mă. Deci că zona aia suferă de apă, de nevoie de apă. Am făcut acest proiect crezând că totuși este mai puțin, adică nici nu m-am gândit să ajungem la suma asta, știi? Dar ăștia au venit cu argumentul că în ziua, deci acum nu se mai pot face alimentări cu apă decât îndeplinind niște condiții. Adică trebuie să fie țeava de 100 obligatorii pentru că ai HIP și trebuie să montezi hidranți, trebuie să montezi și până la urmă o să scoatem la licitații să vedem. Eu nu cred, nici la ora actuală, nu cred ca un kilometru de rețea să coste 2.800.000. Bine, aici vorbim avaloarea de proiect, cu TVA, cu tot. Dar o să vadă licitația, o să ne spună și o să mai verific și păi eu. Am sau am dacă... 5 km. Cu câți material, cât bani? Ați făcut? Chiar așa, ați avut 5 km de apă. Cât o costa? Sau cât ați avut voi atunci? Nu știu, vreo 4 miliarde și ceva au fost 5 km. 4 miliarde 800. Deci este valoarea de proiect, nu știu, deci ca să spun așa, e mult, așa două, este, dar ea, se, nu ea va fi supus la licitație. Deci ei vin și pun construcții, dacă vedeți în dosar acolo la capitolul, aveți și de viză spate la o hotărâri. Și la capitolul 4, cheltuieli pentru investiția de bază, vă spun că vă cost 242.000. După aia mai aveți organizarea de șantier, diverse și neprevăzute și toate alea am 24.000. Deci, nu se duc ca valoare de deviz, cum neprevăzut de coasă, de asta e deviz toată, dar el nu o să zic, că nu accept organizarea de șantier. Dar pot oricum și la licitație, nu o să liciteze foarte mult, o să vină la jumătate de preț. Nu o să vină și fac o asemenea lucrare la jumătate de preț, dacă de vizii atâta. O să liciteze, nu o să vină acolo. Da, adică va intra licitația, asta numai suma care a fost conform unui proiect. Unul din cele se licitează la jumătate de preț, clar va face o prostie acolo, nu va face nimic. Așa se întâmplă. Că dacă e de vizii atâta, nu o să vină să facă de banii. Tocmai de asta au costat ieftin atunci. Trebuie și monitorizat un pic mai cu atenție. Foarte trebuie să fie un om care se pricepe. Bun, și ce-i defectul alea 5 km?
Defecte, nu da. Sunt. Da. Păi o să fie și la astea. Vorbim și la astea. E, dacă pentru că pământul e mișcare tot timpul. Nu, bine, lăsăm pământul. Păi atunci... Mă refer la piese, la ceea ce trebuie regulat. La ce pune piese de... Porțelan, ce pune acolo? Dar se poate verifica la proiectul care a fost făcut ultima extindere. Domnul Pietri, dar stați să facem două lămuriri. Proiectul alimentare cu apă în sine a fost bani prin HG577, prin fonduri de guvern. Atâția bani au fost, deci s-au făcut în funcție de bani, nu în funcție cât de vizul. Da, păi și atunci, tu ca primar, dacă ții spune guvernul, eu îți dau ție un miliard, tu faci de un miliard lucrarea. Eu de unde să pun ca primărie, că noi aveam bani atunci. Da, eu știi, și domnul Joc a prea bine. Eu nu condam primirii. Păi nu, dar nu condamnăm că cine a venit a făcut proiectul. A făcut săracul de bani cât au fost. Adică era mai bine să spunem, nu vrem niciun bani și nu facem apă din loc, că de noi să facem de 2 miliarde, acum mai de 1 miliard. Înțelegeți? Deci banii, alimentarea se ține de apă și nu vă mai spun că eu am prins atunci, a fost 30 de ofertanți au fost, nu unii, 30, știți, doar prea bine ce au fost atunci. Deci din 30 de ofertanți au fost solicitații foarte strânsă să încadreze fiecare banul la când ne-au dat hotărârile de guvern. Alimentarea în sine, da, acum o să intre prin altă problemă, dacă se continuă a face extindere, nu o să mai dovedească sistemul. Și degeaba le facem extindere. Mai apare o problemă la vechea instalație, ca să spun așa. În loc să se bată, să se pună țeavă PN16, nu? Sunt porțiuni, de exemplu, avem o porțiune aici, unde este PN6. În detaliu, dacă e să-l iau... Au crăpat țevile, nu mai poți face... Sunt... Este aici, au bucat de țeavă, nici nu știu cum. Ăștia au făcut cerere ca să se branceze... Au fost un diriginte de șantier, trebuie luat și întrebat, băi, de ce s-a pus așa? Da, nu să spun eu, stai, ia-i, ce să iei? Firma păi, nici nu mai există. Deci, este într-un somn care a fost eliminat exact atunci, înainte să se facă. Primăria nu avea specialiști pe vremea aia, care să ducă să pună șugărul pe conductă sau să stea să păzească pe ei și conductă pune acolo. Asta, la asta mă refer. Recepția s-a făcut cu conductele astupate, nu s-a distupat nicăieri când s-a făcut recepția. Nu scrie nicăieri că desfaci conducurile peste tot să bine, o să încercăm. Deci, la ora actuală... Dar nu mai pot să fie trafară. Păi eu ce spun? Nu pot dirigente de șantier, trebuie luat dirigente de șantier. Dirigente de șantier nu are nicio... Ba da, el răspunde de lucrare. Dar el îi plătită. Nu, și el răspunde de lucrare. Dar nu răspunde de lucrare, calitatea lucrării. Dar ideea e dirigente. Dar nu primarul răspunde, că e unde vice primarul. Bine, o preluat lucrarea, să fie sănătos, să rămână până din mare lucrarea. De ce a spus domnul Țeavă? 6 dacă trebuia de 6. Da. Nu cred că cineva a luat Țeavă, diferența de Țeavă și-o după asta. Cine s-a efectuat? Nu, cine a efectuat? Cum a efectuat? O secundă. Nu o să treacă poate nici un an, doi sau trei, și o să trebuiască poate să reluăm de la capăt cu schimbarea țelului. Și o să spun, probleme o să fie. Și atunci? Și cât mai... Iarăși, probleme o să fie și la instalația asta nouă care să facă. O să trebuia să fie folosim acolo, unde n-ar trebui să fie mulți ani. Mă, eu spun că-i să răspundă cel care a executat lucrarea. Nu, 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 dar... E diferența prea mare. Ascultă-mă, Oleacă, domnul Vice. Nu mai am. Ai spus o fără doamna Vice. Ascultă, Oleacă. Banii sunt frici pentru că așa este. Banii pentru că așa e devizul. Dar... valoarea se va stabili la licitație. Bun, dar la licitație n-are voie să vină cu un procent din nu știu cât mai puțin. Deci nu o să coboare la jumătate. Poate să coboare la jumătate. N-are voie. Nu are voie. Cine nu are? Te explică cine? Doamna contabilă de ce nu are voie. Adică poate să coboare până la jumătate conform legii achizițiilor, dar nu înseamnă că oferta cea mai scăzută și cea mai convenabilă. Legea îți dă voie să mergi oferta cea din punct de vedere economic și oferta din punct de vedere a executării lucrării. Adică hai să vedem de ce asta o face cu aproape 280.000 și am o firmă care îmi costă 50.000. Adică iar ăla cu 150.000 o să mai găsească, ascultă, mai trebuie pentru ala la deci tot acolo. Nu, ascultă, Olea. În momentul că vin cu un preț jos și tu justifici prețul tău că de ce este atât de mic, n-ai ce să-i faci. De exemplu, vine ăla și spune, domnule, stai, Olea, că de ce mi-ai luat atâta? Tubul costă atâta și justificat pe bucățele. Că el aici a prins. Organizare de șante neprevăzute. Păi neprevăzute ce să-mi pui? Bun, iar cine a făcut? Cine a făcut proiectul ăsta? Proiectant, nici nu știu cine. Ai un proiectant. S-a scos la licitații. Dar nu trebuie, că suntem sub pragul de... Ha. Știți că avem 30.000 euro. Da.
Deci, de asta îți spun că, practic, lucrarea este prinsă conform de vizului, dar nu va costa atât. Și selectare de... Dar organizarea de șantier nu trebuie se face selectare de pe seamă. Cine face lucrarea, doar el. Da, dar acum are și echipă care o văd de domeniu. V-a spus, se poate verifica cât a costat un kilometru de seamă. De la ultimele extinderi care s-au păi eu ce vă spun, verificați cât la ultimele 5 km, vedeți care e diferența. Am înțeles, deci asta vreau să spun că lucrarea a fost făcută conform unei licitații, adică după o licitație. Acest lucru, acest lucru se va întâmpla și acum. Va fi o licitație. Noi prindem suma, numai prindem sumă, dar nu și cheltuim, mă înțelegeți? Domn primar, eu vă înțeleg, dar pleacă suma de la, de prea de sus pleacă suma. Bun, dă cu o sumă, deci nu e nicio problemă. Dar a venit un specialist aici care a spus că costă lucrarea atâta, înțelegeți? Bun, haideți să dacă nu mai sunt discuții, să trecem la vot. Cine este pentru? Eu mă. Domnul Joca, da? Da. Domnul Joca, deci, da? Vrem de la bază. Hai, mergem mai departe. Deci, aș cere... N-are vreo să faci cu o comisie. Nu, cred. Da. Deci, diferența de exemplu, avem... conform calamităților care au fost. Toate lucrarea nu s-au putut executa ca a venit frigul. 48.000 de lei au rămas de executat. Ei au fost trecuți în excedent. Acum trebuie să aprobăm din nou continuarea lucrării. Practic, banii ăștia nu sunt din bugetul nostru, sunt din banii statului, cum ne-au trimis pentru pentru inundația atunci. Da. Dar ce mai rămas de ce trebuie reparat? Păi nu, în continuare facem gabioane. Da, adică mergem de la de alt, inclusiv aici colțul ăsta, adică încercăm să zonele unde au fost gabioane afectate, pur și simplu. La larga de acolo e dure. Dar pentru că au fost bani foarte puțini, mergem. Ar mai trebui și reparat niște gabioane, că se răstoarne pe de curând gabioane. Mă duc la fața locului să vedeți cum o intra părăul pe sub pentru că... Pentru că s-o rupt cascada aia. La cascada acolo... Era făcută cascada ca să țină albia părăului de sus. S-o rupt cascada, s-o dus albia jos. Eu m-am vorbit cu deci au fost proiectanți. Acum o să încerc să mai... Deci nu putem face noi de... Sunt, așa cum să spun eu, pe forțe proprii, până nu vine un proiectant să facă un proiect și să spună așa face. Înțelegi ce spun? Deci o să vină un proiectant. Facem acest proiect începând de la șosea și până la sfârșitul, până la capătul satului și încercăm să facem după ce face el proiectul, ce ne spune el, pentru ca să nu intrăm în conflict cu legea. Noi încercăm, sigur, acum cum ai zis tu, domnule, acolo este, vezi, reparăm, dar totuși vrem un proiectant să ne spună cu părerea aici fie, cu cascadele astea. Să nu fie prea târziu, domn primar. De asta vă spun. Încercăm acum cât de repede să nu fie prea târziu, că unde mergem, unde mai mult. Unde ai problema asta? Aici la pod, la parochie, unde știu eu, pe unde... Trebuie știi ce se întâmplă acolo, cred că ar trebui câte o bucată de plasă, nu? Și să mai... Umplu la loc. Umplu la loc. Asta trebuie făcut acolo. Știu, dar... Dar birocrația mai înainte. Hârtii. Deci acum vreau să spun că am fost și la niște cursuri, te sperii când spui că, domne, dacă ai cumpărat un creion, trebuie să iei de pe seapă la dracu să iei, știi? Uite că domnul ne înregistrează. Adică un creion trebuie să iei de pe seapă. Nu poți să cumperi nimic. Păi atunci cum să cumperi? Dacă nu mai sunt discuții, să trecem la voi. Cine este pentru?
15 pentru? Da. Următorul. Cu BNDR-ul. Deci 250 de mii de lei. Deja am depus proiectul. Practic, cheltuielile astea sunt eligibile toate, adică se recuperează. După ce se aprobă, dar ele te împinse acolo ca să ai bani cu ce să plătești pentru... Da, avem să spate acolo la proiect de hotărâri. V-am pus 250.000, am pus eu din burtă, cu în urma discuțiilor cu consultantul. Mai sunt de o parte din ele, de exemplu, am avut anul trecut, se fie Dali și ce am mai făcut cu domnul Popouțeanu. Și mai sunt aici, estimat. El pune 234.000 fără TVA. Mai adăugați 19%. Eu am pus în caz de mai intervini, ceva să nu fiu exact ce au scris ei aici. Vedeți cum ai arătat acolo, obținerea, vizia, acordurile, la proiectare, atelier, aveți detalii de execuții, certificat de performanță energetică și tot ce... Deci asta e în funcție de urmă discuțiilor pe un consultant. Suma aceasta, cam ce costuri intervin de acum încolo. Dacă sunt discuții, și atunci deci, cine este pentru? Cine este pentru? Da. Sunt costuri estimative toate aceste... Următorul proiect este cu școala, cu porul. Ca să facem acest proiect pe programul operațional regional, tot la fel avem la MAPO. Deci vedeți că aveți acord pentru necesarul de costuri. Spune așa, pentru deci expertiza 1200 de euro, audit energetic 500 de euro, dar e 7000 de euro, documente avizi 2000 de euro, studiu topo plus G 1000 de euro, plus consultant, după ce vrea să luăm consultant și aici, avea 10.000 de lei după depunerea online a proiectului la finanțator, dacă îl depun. Și diferența după emiterea vii, asta este cheltuiele eligibile. Dar ca să ne putem da drumul la treabă, trebuie să punem bani în bugetul local ca să putem să începem să demarăm documentația, ca să putem să depunem documentația. Dacă sunt discuții, deci, mă, cine este pentru? Da. Avem o... Ca să putem merge cu amenajarea plăiului în continuare, avem nevoie de să facem schimbul ăsta de teren cu retii acolo. Tot am încercat să găsim soluții. Ei au venit cu tot felul de, cum să spun eu, esenții, știi? Până la urmă, noi am găsit o soluție să le dăm, bineînțeles, după un raport de evaluare. Acum să încercăm să introducem în domeniul public al comunei acest teren care este a preoților, este via de la deal de aici, așa, s-a discutat și cu preoții, și să dăm acolo. Cât îi luăm de acolo, să-i dăm aici, pur și simplu. Dar pentru ca să putem, terenul ăla nu figurează decât deocamdată ca fiind al nostru. La momentul acesta. La momentul acesta. Problema preluării în domeniul privat, două terenuri. Asta mai discutat de treaba. Da. Așa trebuie, locul legal. Nu figurează. Pentru ca să poți să-l dai la schimb, trebuie mai întâi să-l ai. Să fii proprietar de el. S-au mai discutat de treaba asta. Asta se știe. Este intravilan, omul poate să facă case, nu e nicio problemă la treaba asta. Da. Și atunci ne-am rezolvat și noi cu... Pentru că ce se întâmplă? Până tot vom face un drum. Dacă amenajăm pe râu, va trebui un drum pe acolo. Oamenii nu o să aibă pe unde să treacă, știi? O să mai avem mai probleme acolo cu... cum e zice, cu domnul Coș acolo. O să rezolv și cu domnul, o să vedem în ce condiții, mai curiază un pic. Doamna a venit cu niște lucruri care noi nu le putem satisface și o să trebuiască să găsim o cale legală. Adică cale legală, mai precis, o formă de expropiere că va fi. Numai că procedura va fi greoaie și va dura.
Deci nu avem încotro decât expropiere acolo, că nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Da. Deci, da. Mă, cine este pentru? La diverse. S-a rezolvat, tot a zis acolo. Într-o ședință a zis că s-a rezolvat. S-a zis că da. Și a făcut și ce să zic, nu trebuie. Da, pentru președintele ședinții, care propune... Domnul Miclăuș, nu? A fost? Nu a fost, nu? Deci domnul Miclăuș propune pe domnul consilier Miclăuș, da? Nu o recunosc. Tot așa vine, tot așa. Așa am fost și eu, am venit. Da, da. Mai să dați propunere. Nu, 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 nu. E unica propunere. Nu pot vota. Potanțial. Vreau să amici. Deci așteptat. Mai vreau să fac rău. Pentru că adică putem trece la diverse. Pentru că n-am putut stabili, n-aveam buget, n-aveam cum să contractez pe cineva ca să ne facă proiectul pentru aceste camere. Noi am stabilit anul trecut pentru că facem un milion de 30-40 de camere, nu știu cât. Am zis să punem în jur de 1,5 miliarde. Sigur, ele n-au fost prinse în buget, că n-avem hârtii, la hârtii. Deci e bază prindere. O să încercăm să facem acest proiect ca să scăpăm o dată de problemele care le avem. La fel, avem cerințe să facem rețele de gaz. Dacă sunteți de acord să demarăm un proiect, cum am discutat cu proiectanții, un kilometru de rețea ajunge în jur de 1,5 miliarde. Dacă vreți câți kilometri, ne spuneți, dăm drumul la un proiect. Deci, dacă nu vreți de acord să demarăm... Toată lumea e de acord, nu cred că are cineva aici acasă. Așa. Și... Valea Mică, ca să vă spun cu Valea Mică... Eu nu am ce? Domnul Hăpărit. Acum și putem chiar împreună să stabilim, dacă sunteți de acord, câți kilometri să facem. Și stabilim și casele, n-am nicio problemă. Și dacă domnul consilier a spus că și la el, am merge cu gazul pe lângă șoseaua națională, asta europeană, da. Să mergem până în Valea Micului, da. Stând case noi, case care doresc, cred că fiecare ar dori acolo să tragă gaz. Și pe coșerilor, pe... Da, și după aceea să încercăm și prin Cleja, pe aici, pe sus. Și pe Siriște sunt cereri. Sunt cereri de pe Siriște, de pe Cucerilor, de pe Cucerilor, pe Unirii, la Trei Cruci, este Vișinului, Stadionului, peste tot sunt cereri. Da, Valea Mică devine așteptăva națională. Și pe Valea Mică e. Trebuie de pus în cazuri. Acum, cum să spun eu, dar trebuie să cereri înainte. Eu zic că vor să facem și la, dar după ce termină toată comuna. Trece, mă, și Valea Mică. Vece dumneavoastră, că toți vecinii dumneavoastră. Domn primar, nu mai votez. Atea proiecte se face, să nu rămân numai la steadul de proiect, toate proiectele astea. Nu, noi le discutăm și la timpul oportun, în momentul când ajungem acolo, dăm drumul, știi? Pentru că degeaba facem proiecte și le punem în... Nu, dar le facem. În acolo. Tocmai de asta nici nu sunt prinse acum, pentru că în funcție de cum demarați, de exemplu, ai zis, am zis așa, 2,8 miliarde de apă. Dar dacă eu fac 1,5 miliarde, să spun cum ai zis tu că costă, că sigur o să fim atenți și nu o să costă. Și atunci îți rămâne 1 miliard, îți rămâne 1 miliard de acolo. Acolo, el prevăzut, proiectantul a prevăzut că 2 miliarde, dar 2,3 miliarde ăsta sau nu știu cât costă la pentru BNDR, pentru nu știu ce, sunt cheltuieli eligibile, tu recuperezi acești bani, dai acum banii către... Că trebuie să plătești consultantul, trebuie să plătești ridicarea tocul, proiectul, nimeni nu-ți face nicio. Dar după ce obții banii ăștia ne revin nouă, înțelegi? Dar
Dar și de asta sunt multe proiecte care trebuie să faci proiectul să vezi cât costă lucrarea, că altfel n-ai cum să știi potențial, doar așa. Deci nu facem cheltuielile să le facem. Deci, toate astea. Chiar și consultanța e ca finanțabil. Un miliard ăștia pentru camere, indiferent ce ar fi, facem. Așa facem când vin banii noștri, trebuie făcut. Păi trebuie făcut, obligator. Ce am mai fi, am fost chemat săptămâna trecută la Crau. Cleja este prinsă cu 25 de kilometri de canalizare. Noi, în realitate, avem nevoie de 39 de, aproape 40 de kilometri. Acum, nu-mi dau seama, până acum spuneau că au bani pentru toată canalizarea. Dintr-o dată nu sunt bani decât pentru 25 de kilometri. Alte surse de finanțare nu sunt. Acum o să mă duc și încerc să spun, n-au decât să ne facă 39 de kilometri. Nu știu până în ce măsură. Dacă nu, chiar nu știu ce o să facem, o să facem numai în semnele principale, ce faci cu străzi, cu ulițe, nu știu. Trebuie găsit, nu știu de ce, că ei spun așa, că noi le-am dat lor lungimea. Că nu, noi suntem de vină comuna, că am dat numai 25 de kilometri. De ce n-am dat din la început 30 de kilometri sau 39, cât am avut? Înțelegi? Sigur, comuna s-a dezvoltat de când a fost. Dar Somușca nu-i prinsă deloc acum. O tăia Somușca și de la apă și de la canalizare. Și vreau să spun că lucrurile astea la nivel județean, adică nu sunt bani care ca să rezolve această problemă la nivel de comunitate. Bine, dar ei în momentul când face acel proiect, atunci se prinde tot și pe urmă, dacă nu o să fie bani ca să faceți tot ceea ce vreți să faceți dumneavoastră, o să facă exact cum spuneți, da, domnule, acum am să fac 25 de kilometri, iar restul fac pe urmă. Dar să fie prins în proiect tot. Nu, de exemplu, la ora actuală, ei ar fi obligat să ne facă toată canalizarea, pe poenii. Păi dar, domnul, de exemplu, ar trebui cu discuția asta, domnule, dar ce îmi cer mie 39 de kilometri de canalizare, că tu ai 25 de apă, am avut la vremea respectivă, tot atâta s-o prezi canalizare. Acum, dacă noi facem extinderi, nu ne mai bagă seama cu extinderile, adică ne lasă pe apă. Le mai dau și 6 kilometri de apă. Păi da, adică Craiovul trebuie să, atât de am dat 25 s-a pus la canalizare. Acum mai venim cu un kilometru și cu un kilometru, s-a adună 39, dar la vremea respectivă, atâta era. Dar ce ți-a părut extinderile? Păi da, ei vor să facă canalizarea și o fac doar pe 25. De asta a spus prin domnul Joca, să prindă 39, facem 25, când o să mai fie banii, dă și diferența. Se poate, dar trebuie să are dreptate domnul Joca. Trebuie prins să proiect ca după aia, așa este, dar el ce prinde în proiect trebuie să execute. Nu are nimic. Să prinde proiectul primul. Dacă prinde proiect, primul nu mai e problemă. Să prinde el proiect. Dar se poate demonstra că apa nu e trasă peste tot. Asta se poate. Păi dar doar că apă știe cel mai bine cât rețea de apa. Da, da. Noi putem veni cu documentație că nu s-au tras pe dreptul. Dar la vremea respectivă s-au depus documentații. Dar nu erau cartiere, noi, cum e la Vale, acolo, Siniște, nu era la tine acolo. Prin 2004. Nu e problemă. De exemplu, la zona la mine nu e nici gaz, nu e nici apă. Nu era zona de vreme. Acolo și cele sunt și mai sus de domnul Vedor. Domnul consilier, și nici nu o să aveți dacă nu încercăm și să vorbim cu cetățenii să facem drum și pe partea aia. Dacă nu facem drum pe partea dumneavoastră, nu o să fie nici în veci, nici în pur nu o să fie, pentru că cu apa trebuie să vii pe stradă. Trebuie să vii cu gazul pe stradă, cu canalizarea, trebuie să vii pe o stradă. Pe domeniul privat mai voi. Păi da, acolo așa, deci o să discutați cu oamenii în care să încercăm să facem o stradă acolo. Păi da, facem stradă, dar ce să, de exemplu, vă dau exemplu meu. Eu am 5 metri de grădină în fața casei. Dacă vă mai luați și de la un metru la 50 de metri, mi-ați luat toată grădina. Eu, păi spuneți-mi ce soluții pot să dau. Dar afară porții nu-i privat. Dar cere o distanță de la porții. Nu, acolo, cum unde sunteți, nu s-a respectat o linearitate a gardului. Unul mai în interior, altul mai... Fiecare a făcut gardul cum a vrut. Adică trebuia totuși, că mi se pare unde sunteți, mai încolo e mai în afară gardul, nu? Da, acolo e mai în afară. Păi, adică să respectăm o linearitate, băi.
Hai să facem un lucru, pentru că acum aduc proiectantul și discutăm și pe tema, să continuăm cu proiectul drumului. Aducem proiectantul și mutăm măleacul Vadul Părâului puțin mai în stânga, știi? Acolo în stația de autobuz și atunci am rezolvat cu strada lui, măcar pentru un tronson, adică și facem un sens unic, pentru un sens de circulație. Și atunci poți să vii și cu apă, poți să vii și cu gaz, dar trebuie să... De asta mă rog și cu Iștoc, ca să vedem de sus, de la Salca, de la păudilor de acolo, și să coborăm cu strada până aici, până la Trei Cruci, aici unde este ea. Și atunci vii din casă și o să putem face. Doar numai să înființăm o stradă acolo. Dacă cetățenii nu ne ajută, primăria ce trebuie și oameni, dar eu am dat exemplu meu. Păi eu nu dacă... sunt mai mulți, dacă vreau să nu cedați, cedați noi, nu aveți condiții, dacă nu cedați, cum să facem? Noi, ca păi și, dar spune-mi și mie, de unde să cedez? Așa este, dar vedeți că atunci nu avem nici noi soluția să facem, cereți avem, dar... Păi cereți, bun, mai dau 2 metri și atunci merge mașina bun, prin fața la dumneavoastră, acolo se poate rezolva, că în partea asta, în stația de autobuz, dar acolo ar mai putea veni un metru. Bine, dar varianta cea mai bună este, dar să mă duc un părău, 2 metri, 3 metri, spre stație, sigur. Este varianta. O jumătate de metru mai cedez și eu, dar n-am de unde. Dar nu-i vorba de jumătate, pentru că trebuie să schimbi gard, nu se merită să strici gardul. Ori dai 2 metri, ori nu strici gardul. Ori dai 2 metri, ori nu strici gardul. Am 5 metri tot, atâta este. Nu mai strici de bud, nu mai să strici. Scap de gard, intri din... Să-mi cu tot cu terenul. Dacă nu, trebuie să fie înțelegere din partea fiecărui gal, că nu poți să faci nimic. Degeaba sunt 10 aici de acord, dacă un persoan nu-i de acord. Trebuie să treci prin fața. Eu ți-am dat eu, că n-am de bun, alte probleme, cam asta. Dacă mai sunt și alte proiecte, alte... care vreți să... Un picuț ar trebui verificat. Dacă Buldo are timp, sunt drumurile la care se deplasează cetățenii în agricultura asta. Așa, și drumurile zanice care coboară de la stâncă peste tot. Mai am o problemă lângă calea ferată, de la barieră, așa, înspre gară. Acolo... Ia ce feriu, distanță de... Bun, ia ce feriu. Și așa vreți să te nivelat un pic, pentru că merg... Așa și cu măzgău, tot și pe la... Acum am tras eu o braz de acolo, nu știu dacă ai văzut, am lăsat exact drumul. Dar oamenii ies pe arături, strică culturi, nu contează. Făcuse era cât 5 drumuri, atât de lat era făcut acolo. Știți că... În loc de un drum. Eu acum am tras niște brazi de acolo. Aceeași problemă este și în partea cealaltă. Problema e că de pe dealuri, se poate nivela drumul. Adică cred că se poate trece o dată sau de două ori. Aici, dacă n-ai canalizare sau n-ai ceva, mereu o să opească apa, mereu o să spun ce ne așa vor. Spre Cingaș, la fel, veniți face. Nu. Eu înțeleg. Fiecare, la diverse suntem, nu? Suntem la diverse. 8 ore și șoferul are 8 ore în program. Și vreau să spun că am făcut pe clopotelor, am încercat, am reușit, pe urmă, să facem pe clopotelor. Unii te înjură pentru că spun, domnule, nu știu ce, celălalt după ce drumul e gata, le place după aceea, știi? Că bine, parcă am încercat, am făcut pe strada la Lenuța, acolo unde nu știu cum se numește strada, Sălcilor, parcă, sau Nucilor, am intrat, am făcut cu Budo, unde era casa aia, erau niște case stricate acolo și am încercat să intrăm cu mașina de noi până acolo, ca să oamenii să, totuși, să se poată lua cu noi și de la ei, știi? Să vedem, mâine mă duc cu ei să vedem dacă mașina poate să întoarcă și acolo. Deci și acolo, na, probleme peste tot când fac ceva, știi? Da. Mă încerci să lucrez puțin. Bun. Deja... Dar din partea fiecăruia ar trebui să fie o leacă de atenție și dacă am observat pe cineva trebuie să dăm un exemplu, că altfel nu o să dispare chestia. Acum, ce zice și... O venit de la Somușca. La fel, cum trecem spre... Cingaș, aici podul ăsta metalic, unde era pe dreapta, până în Somușca, acolo nu mai există Vada Părăului. Oamenii nu mai poate să treacă spre proprietă și am zis că o să ajutăm, să aprobăm bugetul, mai luăm o dată escalatorul ăla și să facem un pic de vad cât de cât și ce se scoate să facă un pic de, să fie înalțat drumul ca să poată trece oamenii pe acolo. Deci, nu se mai poate ajunge la proprietățile alea din stânga, cum te ducem spre Somușca. Da, că s-o mărit. S-o aplatizat totul și totul e un măr. Da.
Deci trebuie și acolo o să te... Dar podețul ăla se rupe de tot. O să mai închiriem o dată. Care se trece spre pădure... Nu, am stabilit acolo, am încercat să ridicăm, cum se zice, marginea aia, s-a sfărâmat în bucățele pentru că păi era piramidă, da, dar o să luăm un stâlp și punem pe margine la care adăugăm o mașină de bala și încercăm să trecem. Cam asta e soluția pe care am găsit-o. Și după aceea să decolmatăm în continuare, vedem noi, ori tăiem direct, pentru că acolo tot depunându-se, s-o produce un timp, se eniberează, se produce cu gunoiul. Dar avem un singur pudă, nu ne ajunge pentru de dimineață până seara al trimit, știi? Și o să trebuiască să cumpărăm două cauciuc toată ziua, de umflă toată ziua. Dar s-au spart de cum. Da, asta este. Probleme sunt, da. Încercăm să le rezolvăm. De asta acum vă spun, o să continuăm să vedem cu închirierea de utilaj să mai mergem să facem și somușca, după ce trece proiectantul, să nu mai lucrăm numai după ureche, ca să spun așa, o să vină proiectantul și o să spune, domnule, aici dai în stânga, dai în dreapta, cum e și la domnul consilier acolo, și dacă proiectantul stabilește utiei de aici și munții acolo, facem drum, dar încep cu proiectantul. Și vom încerca. Sigur, da. Treaba este până la... treaba este. 4 metri este și acum acolo. Un 4 metri este și acum. Este, la da, este. De la mine. Ascult-o de acolo. Eu m-am uitat, așa este. De un sens putem face. Gardul ăla mai încolo de tine este ăla o ieșit prea tare. Acolo o să fie un pic de probleme, știi? Dar... Încercăm să vedem. De la mine și la Vale, pe un 4 metri se găsesc pe cum e acum, fără să mai mutăm vadă. Și după ne se mai porcă, dacă te întâlnești. Vadă trebuie să-l mutăm. Mai avem ceva? Nu, salutare.